Salutare jucănilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jucănilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal de YouTube și bineînțeles nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, o petiție în stânga jos pentru a ne strânge și acolo și pentru a ne forma o comunitate cât mai mare de jucăni. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jucănilor, suntem la stână, suntem aici cu furgoneta, cu Fordo și astăzi o să avem treabă cu ea pentru că o să mergem să lucrăm astăzi la nea Nicu, un nene de ce din sat, vecin chiar cu nea Marcel, stă de la deal de el și astăzi o să lucrăm puțin pe el, mai întâi o să-i ducem niște baloți, mai întâi o să-i ducem cu furgoneta, baloții pe care m-a rugat să-i duc, o să-i plătește, bine, după ce o să termin treaba o să și... de a banii. Da, asta nu e o problemă, pentru că eu mă înțeleg cu nea Nicolae, am mai lucrat cu el și înainte. Ca să vedem. Avem aici niște baloți în hambar. În hambar aici la băcuțe, dăm în marșalier și ne băgăm frumos aici, încăpem. Hai că încăpem fără probleme. Și atâta îi dau un marșalier, nu îi dau mai tare. Ia să deschidem noi bena de pe spate și să o luăm de partea cealaltă. Să o luăm pe partea asta la altă ca să putem încărca niște baloți pătrați, bineînțeles, pătrați, nu rotunzi. Ia să-i luăm noi 8 și să-i punem aici, îi întoarcem și îi punem atâta. 1, hai că am pus, sunt grei ăștia, sunt grei, nu sunt chiar așa de luat așa de ușor. Dar o să-i punem, uitați, 1 așa și dacă mai încape, nu știu ce să zic, dar mai încercăm unul, dacă mai încape îl punem și pe ăsta. Ia să ridicăm și să-l băgăm tot aici, bineînțeles. Op. Asta nu cred că încă. Ba, dar uite că a încăput perfect. A încăput perfect și ia să dăm noi o legătură. Nu, două legături ajunge. Una aici, una acolo. Bun, acum să ne urcăm înapoi în dubiță. Ia să vedem noi. Ne urcăm frumos în dubiță. O pornim. O băgăm în viteză și mergem direct la... Mergem direct la nea Nicolae să-i ducem, în primul rând. Ia să vedem, ne dăm și noi jos, să tragem și noi aici, să tragem și noi aici poarta. Să ne urcăm înapoi în dubiță și să mergem direct la nea Nicolae. O să-i semănăm și astăzi niște grâu. Acolo, în spatele casei, are o parcelă unde trebuie să-i semănăm. Bine, m-a rugat omul, a zis, băi, se însemnă. M-a rugat, bă, domn primar, dacă ai timp să-i semănă astăzi în spatele casei niște grâu, că... aș parcă asemăna și dacă tot am terenul acolo gata, discui de ce să nu, de ce să-l las pârloagă și să nu-l muncesc. Și are dreptate om, de ce să nu-l, de ce să nu-l semene și să-l lase pârloagă, nu mai bine îl muncește și mai ia și de acolo ceva producție. E mult mai bine, zic eu, nu? Acum mergem ușor la nea Nicolae. O să vedeți imediat unde stă. Stă pe uliță. Stă pe uliță pe aici pe lângă nea Marcel, m-a rugat aici tanti Marcica să-i de la Vale de mine. Știți că mai am o vecină de la deal de mine, care tot tanti Marcica. Marcica Maria îi zice care, ia uite, hai că-i parcă e altă treabă, un pic cu piatră pe aici, nu? Și m-a rugat să-i tai un copac din curte de pe acolo, că e cam mare și e frică să nu se dărâme pe casă. A, mai eu să-l tai, nu să, doar nu să stau la discuții. Ia să vedem noi cum ne băgăm noi acum pe aici. Să oprim frumos Fordul, ne dăm jos. Și aici stă nea Nicolae. Aici stă nea Nicolae, o să-l sun, că e acasă, cred că ori prin curtea pe acolo. E acasă și am să revin, uite că și-a luat și lemne. Am revenit jupânilor, am dat și o furgoneta mai așa, acum să deschidem și noi porțile. A zis nea Nicolae să mă bat direct aici în curte cu camioneta, să descarc baloții lângă lemne pe aici și să nu fac nicio grijă ca să mai vină el să-l mai chem, că are și el treabă, vă dați seama, are pe acolo prin hambarul ăla lui, are o grămadă de treabă, are o grămadă de lucruri, le scoate, nu știu, sunt lucruri vechi, mă bănuiesc, le scoate și a zis că vrea să fac o leagă de ordine, că cine știe ce mai depozitează pe acolo. Hai că eu am descărcat baloții, acum să ne băgăm noi frumos aici, să-i punem lângă lemne unde a zis omul, că până la urmă n-a, îi pun unde a zis omul și după o să mergem să-i semănăm, bineînțeles. Ia să vedem, hop, pune frumos aici baloții,
Acum să luăm furgoneta, să o băgăm în viteză și ia uitați. Ia uitați frumușel, frumușel, am băgat și lemnele. Acum să scoatem furgoneta de aici și să închidem forțele omului, bineînțeles. Aici avem, din câte puteți vedea, tractorul. O să bag și eu furgoneta, cred că, dar nu încăp eu pe aici. Ia să iau golful, să-l bag în viteză și să-l dau eu puțin mai încoa, dacă aș putea, nu? Ar fi super, gata. Bun, oprim golful, pentru că oricum o să-l iau de aici. Ne urcăm frumos în furgonetă, băgăm în marșalier și haideți să ne băgăm și noi aici, să ducem, să o ducem aici în curte, să o băgăm, că după aia prea tare punem, prea tare aglomerăm ulița pe acolo, pe la Nea Nicolae. Ia să vedem, op, lăsăm frumos aici furgoneta, tragem frâna de mână, o oprim. Și acum să luăm tractorul, bineînțeles, pentru că trebuie să mergem la semănat, la om acolo în spate. Ia să vedem. Dar din păcate nu mai avem nimic în semănătoare, așa că o să trebuiască să mergem să luăm niște semințe. Ia să băgăm noi marșalier și o să o luăm tot pe aici. Da, să nu ocolim atâta. O luăm pe aici, pe aici, nu știu, mai aveam vreun sac de semințe, n-aveam. Nașpa că nu mai aveam. Ia să tragem și noi porțile, ne urcăm înapoi în tractor și mergem să umplem, bineînțeles, semănătoarea cu semințe. Ia uite fântâna cum stă acolo frumos. Pune și noi niște semințe în semănătoarea asta, că na, dacă tot nu avem și trebuie să-i semănăm omului, semănăm. Ia să vedem, ne încadrăm pe aici, hai că doar tot pe aici am intrat. Op, hai că m-am încadrat bine și dăm blana acum. Așa. Ia să o luăm noi frumos la dreapta, să vedem cât saci mai avem și pe aici. Dacă mai avem destui sau ar mai trebui să cumpăr. Dar mai trebuie să cumpăr din câte se vede. Ia să băgăm tot. Am băgat, gata. Băgăm în marșalier și mergem înapoi la treabă. Mergem înapoi să semănăm și noi pe acolo, să vedem ce o mai face după. Ia să vedem, op, ne întoarcem și noi pe aici. Am fost cu Fordul ăla mare la... Am fost cu Fordul mare la dat cu discul ăla, cu prășitoarea, cum îmi place mie să-i mai zic. Am dat în jur de 2 hectare. Azi noapte am lăsat tractorul acolo și am plecat, că eram mor de oboseală. Eram mor de oboseală aseară. Și până la urma urmei, am... uite că au ieșit și cartofi un pic. Am terminat de dat și cu discul. Aici o să trebuiască să semăn, din câte se vede. Ia uitați, și aici e dat cu discul. O să băgăm la discuit și în partea asta, la alta avem de treabă oricum, mult, mult de tot avem de treabă. Și să ne băgăm și noi pe aici, pe la Nea Nicolae, cu semănătura. Ia, op, ușor, aici pe dreapta e terenul nostru oricum. Ia să vedem. Ne băgăm cu semănătoarea, lăsăm indicatorul de brază și dă-i. Hai mă, dar nu a pornit? Nu a vrut să pornească, fii atent. Atâta, cardanul nu era cuplat, asta era problema. Și am dat. Îi dăm niște grâu, pentru că na, asta mi-a zis să semăn, că doar nu semăn altceva. Și aici are și el o bucățică, care, nu știu dacă are jumate de hectar, dar are o bucățică și el aici, din 3-4 brazi de terminăm de semănat. Nu e o parcelă mare, nu e o parcelă chiar mare deloc, e numai bună să faci așa o mică treabă pe aici. Și el a zis să semăn, să lasă în jur de 4-5 metri, pământul aici în spate, pentru că vrea să mai pună niște roșii el, din câte am înțeles. Și eu omului o să-i las, bineînțeles. Da, ia să punem noi indicatorile de braț de la locul lor. Adică cam de pe aici să pornesc și restul lasă el pentru roșii, castrăvezi ce mai vrea să-și pună. Bă, că are și viță de vie. Are și viță de vie acolo, Nea Nicolae. Da, bine, om bătrân și a făcut de toate la viața lui. Și da, acum aștept și eu o comandă. Aștept și eu o comandă de 2 bucăți de mașini, pentru că până la urmă am dat comandă de niște mașini. O să vedeți, o să fie o surpriză, nu o să vi le zic, dar GL-ul o să plece din garaj. GL-ul o să plece, pentru că după aia nu sunt prea multe, sunt și prea mari întreținerile și am zis, băi, îmi iau 2, că am vrut să îmi iau 2 mărci diferite. Și am zis, dau GL-ul din garaj și îmi iau încă 2 faine. Chiar faine, amândouă sunt nou-nouțe, așa că n-o să avem vreo problemă cu ele, mai ales la înscrieri sau la ceva, n-o să avem. Și o să vină, s-ar putea zilele astea,
platforma cu mașinile, eu i-am schimbat culoarea la gele, dar parcă să știți că m-am plictisit de mașină. O am de ceva timp și am zis, băi, parcă mi-aș lua altceva, să vă zic sincer, mi-aș lua altceva și, na, tot așa o marcă faină, dar nu... Mașina asta a fost la mâna a doua, oricum am dat și pe asta o căruță de bani, după cum știți, a venit din Olanda atunci când am înscris-o și mi-au luat-o, am băgat-o o grămadă de bani, cred că am dat 100 și ceva pe ea, parcă atâta dădusem. Și după ce am cumpărat-o, am mai băgat, cred că 20.000 sau 30.000 în ea, să o fac așa cum am vrut eu. I-am mai schimbat o turbină, i-am mai schimbat nu știu ce și uite că s-au acumulat toate astea și am băgat o mulțime de bani și în ea. Dar nu îmi pare rău pentru că mașina a mers, am luat și amenzi cu ea și tot așa. Da, asta e, ce să fac, altele de acum. Ia să ridicăm și... Op, hai, uite bescule, nu mă lăsa aici la greu. Bă, da, ce patinează, uite bescul ăsta, băgăm în viteză, hai colom pe aici. Hai, că eu mi-am terminat treaba pe aici normal, aici trebuie să vin cu discul, așa că o să mă duc să iau Ford-ul de la deal. O să-mi fac și un bunker între timp, o să mai am nevoie de un bunker acolo la stână, pentru că nu mai am unde să depozitez și oricum, aș vrea ca la vale, la unde am baza aia de la vale, să dărâm pe acolo, pentru că chiar nu am nevoie de atâtea baze, să dărâm pe acolo și să vând primăriei terenul, să vând primăriei și să mai facem acolo o regiune industrială ca să mai avem locuri de muncă, tot o fabrică sau altceva care chiar avem nevoie. Și o să vedem noi pe parcurs. Op, să avem grijă pe aici și dă-i blană stânga, dăm un semnal și hai că ne-am asigurat și dă-i blană în deal. Aude, în deal, pe asfalt. Și asfaltul ăsta de când mă tot chinui să-l schimb și n-am mai avut cum. Chiar n-am mai avut cum, nu că n-am vrut. Că dacă mi-aprobau ăștia de anul trecut, de când am pus eu proiectul, era acum asfalt nou, dar ce să facem? Mai stăm și cu asfaltul ăsta. Încă un pic măcar. Ia să vedem. Op. Și dă-i blan acum de al. Hai, dă-i UTB-scule, nu mă lăsa, știu că poți. Ia uite ce merge UTB-scule. N-are el treabă. Și cred că am să revin eu direct din Ford. Că trebuie să mă duc pe câmp după el. Trebuie să mă duc pe câmp ca să-l iau, că altfel n-am cum. Așa că să revin eu direct de acolo. Am revenit, jupânilor, după cum puteți vedea, suntem cu Ford-ul. L-am luat acum de pe câmp. Terenul ăsta și mai aveam vreo câteva pe care le-am dat cu utilajul. Ia uitați, dita mai utilajul avem și noi pe aici. Ia uitați, aici trebuie să băgăm la treierat curând. Pentru că e gata, făcut tot. Ia să vedem cum să... De fapt, nu o iau la stânga, o iau direct pe aici și urc pe uliță direct. Da, ca să-mi vină mult mai ușor. Pornim și girofarurile și dă-i blana cu mandeal. Ia uite ce urcă Ford-ul. Urcă Ford-ul fără probleme. Și o luăm pe drum direct. Ia să vedem. Exact acum la stânga avem și drum făcut. Ia să o luăm noi pe acelea. Ia uite, pe aici nu prea am mai luat-o eu. Așa de des. Da, uite cum mai luăm. Din când în când. Și da, acum să vedem, să ne băgăm și noi pe aici cu discul, bine, mai pe terenul mai din față, dar totuși trebuie să ne băgăm. Ia să vedem. Hai că decât să ocolim pe acolo, mai bine zic că am să o luăm pe aici și nu mai bine. Ia să o luăm noi la dreapta frumos, ușor o lăsăm pe aici, că avem și dâmburi mari și să nu stricăm vreun amortizor sau ceva pe la tractor. Ia să-i dăm pop, uite aici avem dâmbul ăla mare, pe aici era, nu? Da, aici era la mare. Și uite că am ajuns și pe parcelă, ia să-i dăm noi puțin mai în spate. Op, frână, dăm blană și o luăm la stânga maxim acum. Ia, hai că ne putem încadra bine, nu? Oho, și încă cum? Ia uitați, atâta. A, uite, utilajul s-a băgat bine, lăsăm jos. Hai mă, nu vrei? Atâta. Îl lăsăm jos și acum noi să-i dăm pe aici cu el. Ia uitați, hai că a luat-o bine. Și-i dăm blană în vale. Aici mai avem încă vreo 2 hectare de... lucrat, aici 2 hectare făcute, gata. Deci după aia o să băgăm iarăși la semana, bineînțeles. Dar mai întâi să le discuim pe toate. Mai întâi să le discuim pe toate și după mai vedea. Ia uitați, hai că merge și Ford-ul la treabă.
Hop. Ia să dau și eu drumul la un aer condiționat frumos care are Ford-ul. Ford-ul chiar are aer condiționat și asta e o dotare bună pentru el. Chiar e o dotare mișto de tot. Ia să vedem, băgăm în marșalier și... Hop, hop, hop. Acum să ne întoarcem pe brazdă. Dar nu m-am întors eu bine. Nu m-am întors bine, trebuie să-i dau mai din scurt. Ia. Atâta. Hai că m-am întors acum bine, lăsăm jos și... Blană i-am dat. Ia uitați cum a luat-o. Fără probleme îi dăm blană. Îi dăm deal cu Ford-ul. Și ia tot rade de pe pământ. Burien, nimic nu rămâne. Ia uitați, frumos. Eu zic că frumos să-și face treaba. Păi jupânilor, cam atât a fost și pe acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să noi strângem cât mai mult jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.